Copiii se pare că au ajuns la timp, sunt la treabă, se ocupă de comunicare încă de la cele mai mici vârste. Adina are detalii. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor. A fost permisă întârzierea astăzi, 5-10 minute a fost media, dar copiii au ajuns cu toții, pentru că n-ai cum să nu ajungi când orele de curs se desfășoară în acest mod, informal aproape, aș putea spune. Stau într-un cerc, este cercul de lectură, pentru că este vinerea. Copiii, după ce au primit o carte, o sugestie de a citi o carte, astăzi se întâlnesc și spun ce au înțeles și își dezvoltă astfel gândirea critică. Înțeleg și ce a vrut să spună autorul, tocmai de aceea ați văzut-o pe Olivia stând chiar pe scaunul autorului. Vorbim cu Mihaela Orecheanu, care este profesoara lor, profesoară la clasa a doua, și aflăm totul despre această activitate care am auzit că le încurajează să citească. Să vedem și cum. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la noi! Astăzi, fiind sfârșit de săptămână, avem activitatea scaunul autorului, unde copiii își încep să spună cu cuvintele lor ce au înțeles din cartea pe care ei au citit-o. Fiecare este atent la ce le citește autorul nostru de astăzi, da? Și vor urma să pună întrebări și să înțeleagă ce se întâmplă într-adevăr în carte. Au avut astăzi voie să întârzie măcar câteva minute, pentru că traficul a fost greu pentru toată lumea și este în continuare. Așa este, da, au avut voie puțin să întârzie. Au venit însă număr complet și Mircea este unul dintre cei care s-au prezentat astăzi la curs. Bună dimineața, Mircea! Olivia, îți mulțumim tare mult! Știu că voi ați citit deja cartea, am auzit și noi câteva fragmente, dar vrem să și auzim cum ți s-a părut ție, Mircea, de exemplu, cartea. Mie mi s-a părut o carte foarte interesantă și în carte este vorba despre un ogar irlandez care a ajutat doi copii. Mi-a plăcut ideea. Și autorul, am mai citit o carte cu acest autor, Patricia McLaren. Nu mi-am amintesc cum se chema cartea, dar știu că am mai citit una. Spune-mi tu, Mircea, ce mi-ai spus mie înainte, ce faci atunci când o carte te plictisește? Care este tehnica ta să o duci până la capăt? Tehnica mea este să citesc până unde apucă să mă plictisesc și dacă mă apucă să mă plictisesc, niciodată nu mă plictisesc. Pentru că înapoi mă apucă să citesc să văd ce se va mai întâmpla. Adică te ține tot timpul curios. Cam acesta cred că e cel mai important lucru, să vrei să fii curios în ceea ce privește conținutul unei cărți. Cred că este și aportul tău foarte important. Mulțumim tare mult, dragilor, să ne scuzați că v-am întrerupt cititul și să sperăm să nu vă ia nimeni niciodată obiceiul acesta. Pentru că e clar că o să îi ajute în viață. Cam atât pentru moment, dragilor. Mamă, nu apuc să mă plictisesc în timp ce citesc. Parcă sunt eu când eram mic, niciodată nu mă plictiseam când citeam. Pentru că plângeam că m-a obligat tata să citesc și de lacrimi nu mai aveam timp de plictiseală. Ia auzi, și că dacă întârzi acolo ci se pune buline. Păi acum fac paralele tot cu mine când eram mic. Nu mă mai vedeai, eram plin de buline. Iar faptul să te pui pe locul autorului, să înțelegi tu ce a vrut să spună autorul, în generația noastră nu exista. Pentru că ne spunea profesoara că a fost un critic literar care a înțeles el ce a vrut să spună autorul și noi trebuia să memorăm și să învățăm efectiv robotic după ce a înțeles domnul ăla.